Din Sfânta Evanghelie după Matei să citim câteva cuvinte scrise în capitolul 26, începând cu versul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până vă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a îndepărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această dimineață, înaintea împărtășirii noastre cu Sfânta Cină, vom avea un cuvânt pe care l-am numit noaptea cea mai lungă. Este vorba de noaptea trăită de Domnul Iisus în rugăciune, înainte de patima sa. Cei mai mulți dintre noi ne-am obișnuit, gândindu-ne la Domnul Iisus, ne-am obișnuit cu o imagine triumfalistă. Iisus umblă pe ape. Cine poate să îi se supună? Cine poate să îi se împotrivească? Iisus se ridică din barcă și cu un cuvânt scurt aduce sub puterea cuvintelor sale valurile înfuriate ale mării. Cine se poate opune? Se ridică biruitor peste demoni, vindecă boli, înmulțește pâini, învie morți. E îndeajuns doar să facă un gest, doar să spună o vorbă și unul de la distanță este vindecat. O imagine triumfalistă. Poate că superlativul acestei imagini este pe muntele Tabor, când se transfigurează glorios în fața ucenicilor și Dumnezeu din cer îl confirmă că fiu al său. Parcă nu-i loc de Ghețimani în acest portret. Nu-i loc de agonia din Ghețimani. Nu-i loc pentru agonia din Ghețimani. Pe Iisus să nu-L asculte Dumnezeu când se roagă? Când El vine la Tatăl Ceresc cu o cerere, pe El să-L refuze Dumnezeu? Asta nu ne-am așteptat să găsim în Evanghelie. Dar e acolo. El a cerut să se dea la o parte paharul și Dumnezeu n-a vrut să-L asculte. Iisus a înțeles repede care este planul lui Dumnezeu și l-a acceptat. Haideți să ne uităm la acest cuvânt, pentru că, surori și frați, eu bag de seamă că ne leagă mai mult de Domnul Iisus nu imaginea triumfalistă, ci Ghețimani. Ne leagă mai mult în experiență Ghețimani decât umblarea lui pe ape sau mulțirea pâinilor sau miracolele. Aș vrea să vă întreb, careva dintre dumneavoastră ați putut înmulți vreodată pâini? Ați putut? Ați putut vreodată să vă schimbați la față și să puneți în uimire pe cei de lângă voi prin transfigurare? Sau să umblați pe mare sau la un cuvânt să potoliți furtuni? Ați putut?
Da, rugăciunea ascultate aveți? Groaza aia pe care a avut-o Iisus în Ghețimani, o avem? Perspectiva înfricoșătoare a unui viitor care te destabilizează, o aveți? Aici se leagă viața noastră de a Lui. Și a zice că asta este mâna Lui întinsă spre noi, elementul comun dintre noi și de El, și El nu se aruncă în experiența noastră ca să rămânem aici pentru totdeauna, ci vine aici ca să ne tragă din această experiență spre Sine și să ne conducă la biruință, la înviere, numele Lui să fie binecuvântat în veci. Să vorbim despre această noapte cea mai lungă. Viața ne rezervă foarte multe situații surprinzătoare. Haidem să ne uităm la cuvânt și să așezăm ceva în inimă. Acolo, în noaptea cea mai lungă, legat ca nicăieri în experiența sa mesianică de destinul oamenilor de rând, Domnul nostru Iisus, întâi de toate, privește cu groază ce urmează să vină. Oare de ce ne spune Biblia așa? Zice cuvântul, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. A început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Picături mari de sudoare ca niște borboane de sânge cădeau pe pământ. De ce oare ne spune Biblia despre acest detaliu? Când vezi în față viitorul cu perspectivele lui îngrijorătoare, ai voie să te temi. Ai voie să te îngrijorești și să te mâhnești. Și El s-a mâhnit. Și El s-a întristat. Nu e nicio problemă. Pe Dumnezeu nu-L supără să ne uităm cu tremur la ceea ce s-ar putea întâmpla. Domnul Iisus ne-a zis celor care nu plângem, ne-a zis când vedem pe cei ce plâng să nu ne ducem la ei și să spunem, hei, nu plânge. N-ai niciun motiv să plângi, nu plânge. Domnul e cu tine. Predica asta nu-i biblică. Iisus a zis altfel, pune-te lângă El și plânge cu El. Fă tu ca El, nu-i cere Lui să facă cum faci tu. Pune-te lângă El și Iisus cere ucenicilor, haideți lângă mine, rugați-vă cu mine. Această perspectivă, un Iisus care e acolo în experiența noastră, este așa de diferită. M-am uitat nu foarte mult timp în urmă la un documentar despre budism. Buddha, cum ai zice, echivalentul Domnului Iisus în religia creștină, echivalent în religia budistă. Era înfățișat într-unul dintre templele impresionante din India, o statuie de aur înălțată la vreo 20-30 de metri, poleită în aur, stând pe un scaun, ca un fel de tron, sclipind de bunăstare, uitându-se peste milioanele de închinători undeva nu știu unde. Și toți ăștia acolo ca furnicile la picioarele Lui. N-am putut să nu mă gândesc ce diferită este imaginea oferită de Domnul Iisus. El nu e așa înălțat peste noi, ci este aplicat nu doar la nivelul nostru, ci la picioarele noastre. Și acolo vrea să-i simpatizeze cu noi, ca de acolo apoi să ne ridice pe drumul pe care ni l-a trasat și dacă îl urmăm, vom avea destinul Lui. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, privește calvarul, se îngrojește de scenarii, se întristează până la moarte. Și aici un detaliu care cred că este sugestiv. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Apoi a vorbit despre pahar, depărtează-l de la mine. Ce s-a întâmplat oare în mintea Domnului nostru Iisus? Eu zice că s-au derulat cele mai îngrijorătoare și mai tulburi și întunecate scenarii posibile. Ce va fi? Ce se va întâmpla? El știa
pentru că Fiul al lui Dumnezeu fiind, cunoștea bine ce va aduce următorul ceas. Și de aceea s-a rugat. Noi bănuim, surori și frați, avem voie. Iisus se unește cu noi în această experiență. Avem voie să plângem în Ghețimani. Iar cei care încă nu sunteți acolo, nu vă țineți tare în dreptatea voastră. Că nu știi ce-ți aduce ziua de mâine. Nu știi. De aceea biserica este chemată să fie un mănunchi de oameni care simt unii cu ceilalți, unesc. Iar masa de astăzi, masa Domnului, ne adună în experiența noastră comună. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus l-a făcut atunci, în noaptea cea lungă, El s-a rugat. Dintre nenumăratele posibilități pe care le-ar fi avut, atâtea și atâtea soluții i-au stat la îndemână. Una dintre soluțiile pe care o avea la îndemână era să apeleze la cei 12.000. Câte legiuni au fost? 12. Mă iertați, sunt confuz acum. Găsesc eu în Biblie. 12 legiuni de îngeri. Nu 12.000 de legiuni de îngeri. 12 legiuni. Înmulțiți cu 6.000 sau cu 8.000, depinde de legiuni. Să vedeți câți îngeri erau acolo. Ajungea unul singur. Unul singur s-a dus în tabăra asirienilor și a nimicit armata. Unul singur. Ei aici erau 12 legiuni înmulțit cu 8.000 de soldați. Cu 8.000 de îngeri. Să vedeți câți erau. Ar fi putut apela la asta. Când Petru a pus mâna pe sabie, Domnul Iisus i-a zis, aș putea să rog pe tatăl meu că mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. Ar fi putut, multe ar fi putut să facă. Este sugestiv să învățăm că acolo, în ceasul cel greu, Iisus a făcut un lucru pe care îl putem face toți. S-a rugat. Îngeri atâția noi nu putem chema. Dacă ne-a rugat să trimite Dumnezeu 20.000 de îngeri în ajutorul nostru, cred că nu ne-ar asculta. Extreme din astea neocarismatice, chemăm îngerii, trimitem îngerii, punem îngerii pe fugă, la război, pentru noi, încolo, încoace. Astea sunt fantezii din minte lipsite de realism. Iisus a putut, dar n-a făcut ce nu putem noi face în ceasul nostru greu. Ce a făcut, ce facem și noi și putem face, ce ne este foarte la îndemână. S-a rugat. Acest lucru putem face și noi. Adevărul este că această inima este aplicată spre această soluție. S-ar putea atunci când suntem sănătoși, tun, nici să nu ne aducem aminte de sănătate. Când toate lucrurile merg bine, nici să nu ne gândim că lumea sunt probleme. Și oarecum ne ridicăm peste aceste binecuvântări și le luăm de la sine sau cad de la sine. Însă când vine necazul peste om, deodată, ca Iisus în Ghețimani, omul credincios fuge la rugăciune. Iisus, Domnul, ne-a învățat despre aceasta și va trebui să o facem. Există două posibilități. Te poți autocompătimi. Poți începe să țipi. Nu treci de primul stadiu, acela în care te uiți spre scenariile înfricoșătoare. Rămâi acolo și de acolo începi și urli autocompătimindu-te. Zicând, dar de ce mie? Că nu-i corect, că nu-i drept, că... Nu putem spune așa? Putem spune așa. Iisus ne învață să trecem la pasul următor. Uite astea. Ăsta-i drum înfundat, fără soluție. Suferința îți devine mai mare când mergi pe acest drum. Calea bună este calea rugăciunii. Începe să te rogi. Și să te rogi cu disperare și în același timp cu credință. Iisus s-a rugat. Iar și mai trebuie văzut ceva. S-a rugat anormal de mult. Noapte făcută să dormi. Iisus a zis, acum nu. Acum trebuie să mă rog. Dumnezeu a dat noaptea, de regulă, noaptea este lăsată pentru odihnă. Iisus a zis, acum nu.
Ceilalți ucenici au dormit. Și aici este interesant cum noi ceilalți chemați să sărim în ajutorul celui care suferă și când promitem că ne rugăm, mergem să dormim. E drept, întristați de ce pățește cel care este în necaz, dar dormim. Dumneavoastră, dormiți? Surori și frați, Iisus Domnul pune în fața noastră, iată ce model frumos, să te rogi când ești în necaz. Al treilea lucru, că odată cu rugăciunea ceva se întâmplă. În timp ce te rogi, se întâmplă un miracol dumnezeiesc. Ochii sufletului se deschid spre perspective noi, pe care nu le vezi înainte să te rogi. Când începi să intri în lupta rugăciunii, se întâmplă ceva. Iisus, în urma acestei noi descoperiri, se dedică și mai mult. Asta face. Acolo, în mijlocul agoniei, la umbra crucii care urma să vină, Mântuitorul Iisus se dedică și mai mult. Tată, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. S-a rugat cu insistență un ceas, ne spune cuvântul, cerând ca paharul să fie îndepărtat. Ai voie să ceri să nu bei paharul. Și Iisus a cerut. Nu e nicio problemă. Și Iisus a cerut. Dar în timp ce se roagă, realizează că de fapt acesta este drumul lui și este cel mai bun drum pe care ar putea să meargă. Și nu vine cuvântul potrivit, nu cu lamentare, nu cu un sentiment de renunțare pasivă, nu, că n-am ce face, asta e, nu așa, ci activ, chiar autoritar, agresiv, s-a ridicat zicând, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Iar după ce s-a încărcat în suflet cu această decizie, dedicându-se mai mult, se ridică între ucenicii lui și spune, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâna păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Ce dedicare nouă, ce hotărâre, ce schimbare s-a dus în Ghețimani îngrozit. Iar acum când iese din această luptă a rugăciunii, este hotărât să meargă. Aici este lecția dedicării spre mai mult. Dumnezeu ne cheamă să avem o asemenea dăruire. În necazurile noastre, în încercările mici sau mari, cum or fi, Dumnezeu ne cere să ne dedicăm mai mult. Iisus, magistral și inspirator pentru noi, unit ca nicăieri în experiențele lui mesianice, unit cu oamenii, El ne arată drumul. Cum să ieșim noi din situațiile acestea? Nu e nicio problemă. Poți să te uiți cu groază la ce urmează să vină. Da, roagă-te și dedică-te mai mult. Roagă-te și dedică-te mai mult. Creștinii plâng, dar plâng cu speranță. Ei nu plâng fără speranță. Aveam în minte un cuvânt, am zis, nu pot să-l predic, nu-i pregătit bine. E ca și cum ai avea în arc o săgeată și tragi cu... Dar n-ai pregătit bine arcul. Săgeata e bună, dar arcul nu-i bine pregătit. Mă mai rog Domnului pentru predica aceea. O să vine în curând, cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate chiar de Paști, duminică seara. Dar până atunci mai vedem cum ne va îndruma Domnul nostru Iisus. Astea sunt niște împărtășiri din preocuparea, poate din ultima lună. Rugăciune și departe de casă și vrut să fiu aproape de cei dragi, să stau lângă ei când a fost greu. Dar, surori și frați, trebuie să te dedici atunci când alții falimentează. A fost înmormântarea aceea cu tragedie, familia Neniață sau Neniațu. Neniațu. Vă mai rugați pentru oamenii aceia? Necazul lor acum ai, nu în zilele alea. Acum
După ce știți când te lovești tare, intervine ceva în organism, ca o adrenalină sau, și nu te doare atunci. Dar după ce se liniștește organismul, apoi începe durerea. Eu am văzut pe unii spunând atunci, oh, că o să fie bine. Ca înainte nu va mai fi. Dar cu Iisus e speranță. Slăvit să fie numele Lui. În felul acesta, Mântuitorul nostru, credința creștină, surori și frați, nu este ceva idealist. Un idealism din acesta care nu are legătură cu noi. Un ideal care plutește deasupra norilor la încă 5.000 de kilometri, 5.000 de metri deasupra. Mai sus de unde zboară avioanele. Cam acolo idealul. Și noi ne plimbăm pe aici, pe sub norii și furtunile noastre, fără să aibă treabă cu noi cei acolo. Nu, nu. Domnul Iisus e chiar aici. Trecând pe toate drumurile pe care urmează să mergem noi, dar trecând pilduitor, și cine vrea să ia seama la cum a trecut el, poate să spere la mai bine. Poate să spere la mai bine. Mântuitorul s-a dedicat atunci când alții au eșuat. Dar mai e ceva. Ceva foarte, foarte, foarte important. Iisus, Domnul, este gata să plătească prețul. E gata să renunțe. E gata să refuze să îi decurgă viitorul în termenii în care el consideră că e mai bine. Dacă ar fi să ne pună cineva să luăm o foaie, cum ar fi asta, și pe foaia asta să scriem ce așteptăm noi în următorii 5 ani. Să ții așa, facem așa un sondaj, fiecare are dreptul, pe o foaie să scrie cât de mărunt puteți ca să încapă multe, dar numai pe o foaie. Cele mai frumoase, să visăm, să visezi cu privire la tine, nu ești măritat, să te gândești cum o să te măriți, cum fă-t frumos, nu ești însurat, nu-i gata școala, visezi la o casă, la o locuință, la copii, la câte cine știe, sănătate, propășire, scrie-le toate. Și după ce le scrii, să zic că Dumnezeu ești gata să rup foaia și în loc de astea, crucea. Iisus a fost gata. Vedea paharul și a zis, nu, nu. Dar după ce s-a rugat, a zis, da. Iar când ucenicii lui l-au ispitit cu soluții omenești, Petru Iute a pus mâna pe sabie și să nu credeți că a vrut să-l mânghie la ureche, pe Maluhu. Eu sunt aproape sigur că a vrut să-i despice în două capul. Că a acționat din impuls, dar omul s-a ferit și a nimerit urechea. Iar după ce Petru dă acest exemplu, Iisus îl oprește autoritar, spunându-i, ajunge. În timp ce se apleca și lua urechea tăiată și vindeca pe om, Iisus a zis, nu mi-ar da Tatăl cel Ceresc la îndemână 12 legiuni de îngeri? Dar nu asta trebuie acum. Acum e crucea. Există un asemenea drum și pentru noi. Nu știu exact ce implică el. Următoarele săptămâni, luni, poate ani, vor pune în evidență. Dar, surori și frați, cred că trei lucruri trebuie să fie clare în mintea noastră încă de acum. Dacă ele sunt clare în mintea noastră înainte de a veni Ghețimanii, clare ne sunt în inimă și când suntem acolo. Trebuie să știm că Domnul Iisus este Domnul nostru. El este Domnul nostru. Asta trebuie să știm. De bună voie, fără ca cineva să ne oblige, am ales să-i dăm viața noastră. De fapt, El are dreptul asupra ei, pentru că a creat-o și a răscumpărat-o. Îi aparține. Noi recunoaștem acest lucru și în mod voluntar și cu multă dragoste și pasiune și recunoștință îi oferim viața, făcându-L Domn peste noi. Acest lucru știm. Dar ce derivă de aici? Aș vrea să vă întreb, este cineva Domn cu adevărat dacă nu are voie să poruncească? E cineva Domn cu adevărat dacă nu are voie să conducă? Dacă Iisus ți este Domn,
dă-i voie să te conducă. Dă-i voie să te conducă. E așa, am zis, viața mea am pus-o în mâinile lui Dumnezeu. Și unde ar putea fi mai sigură decât în acele mâini? Dacă ni se întâmplă ce ni se întâmplă și suntem în mâinile lui, dar ce jos e mai bine? Sau în alte mâini mai bine? Sau dacă îmi iau de acolo viața și o țin eu în mâinile mele, mai în siguranță? Lasă-te în mâna lui Dumnezeu, care va avea grijă de tine. Acceptă calea lui. Ăsta este al doilea lucru. Primul, el este Domnul tău. Doi, acceptă calea lui. Calea lui este cea mai bună. Voia lui este cea mai bună. El a zis să ne lepădăm de noi înșine. Adică de foaie, să ne lepădăm de noi înșine și să lăsăm pe el să ne scrie viitorul cu calea lui. El nu e împotriva aspirațiilor noastre, să nu creadă cineva așa. Nu e împotriva aspirațiilor noastre. Uneori el ni le inspiră, alteori o luăm înainte cu porniri firești și el ne cere să le ajustăm, să le convertim la voia lui, ca să se împlinească spre slava lui și spre binele nostru. Dar dincolo de toate acestea, trebuie să acceptăm calea lui cu noi și pentru noi. Și a zice că mai e ceva, dispoziția de a face orice sacrificiu mai mic decât moartea și chiar moartea pentru el. Dacă așa îți gândești viitorul, ești în siguranță. Iisus este Domnul meu, calea Lui e calea mea și viața mea se consumă pentru El. Când înțelegi așa viața, când ți-o pui așa în mâinile Lui Dumnezeu, poți să spui că ai învățat ce trebuie din lecția cu Ghețimani sau aproape ce trebuie. De unde să știm noi ce-a fost acolo de tot? Ultimul lucru pe care aș vrea să-l subliniez și cu care apoi să ne mergem înspre masa Domnului de astăzi este că acolo, în noaptea cea mai lungă, printre lacrimi și sudoare ca de sânge și agonie disperată, Iisus, văzând ce urmează să vină, rugându-se cu disperare, plătind prețul, dedicându-se mai mult, Iisus vede speranță. Asta e partea frumoasă. Povestea nu se încheie cu un eșec, ci se încheie cu zorii speranței care se întrevăd. A zis Iisus ucenicilor, bate voi păstorul și turmele și oile turmei se vor fi risipite. În noaptea asta toți veți găsi o pricină de potignire în mine și vă veți risipi. Bate voi păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar auziți ce a zis? Dar! Aici, 26, versetul 33. Dar nu se încheie totul așa. Dar 26, versetul 33. Am zis 33, 32. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Dar după ce voi învia, a spus acest lucru cuvânt înainte să intre în Ghețimani. Și de fapt, asta era perspectiva. Iisus nu mergea la cruce. Iisus mergea la înviere. Te-ai gândit la această perspectivă? Iisus nu mergea să fie biciuit și bagiocorit. Nu, el mergea la înviere. Dar știa că drumul spre înviere nu merge așa. Ci merge așa. Așa e și la noi. Triumfalismul contemporan, că totul e bine, că totul e de vreme bună. Când începe să vină vremea rea, nu mai stă în picioare predica aceea. Se străduiesc predicatorii americani să o țină în picioare. Totul e bine, vei fi fericit, vei fi prosper, sănătos, binecuvântat și mai departe. Numai că a venit criza și au pierdut casele, locurile de muncă, mașinile și datori la bănci și mai departe. Și acum predicatorii se forțează să-i țină în picioare cumva pe ăștia care au viața, au crezut o minciună. Și le-au pus predice. Titlul de predică. Vei primi înapoi tot ce ai pierdut. Și în concluzia predicii, aplicația. În condiția în care dai tot ce ți-a mai rămas.
Adică trebuie să semeni sămânță de binecuvântare ca să primești înapoi tot ce ai pierdut. E o minciună. Drumul lui Iisus e radical diferit. El nu ne ia speranța în mai bine. El nu ne răpește bucuria învierii, aspirația spre biruință. Nu, nici o clipă. Dar ne arată că drumul spre acolo implică ducerea crucii. Dar cu speranță. Cu încredere că Dumnezeu este cu noi. Și nu e cu noi de la distanță, supraveghindu-ne cum ne tânguim în negura crucii noastre, ci e cu noi acolo. Pe acolo s-a dus. Și e cu noi acolo. Slăvit să fie numele Lui în veci. Așa se încheie. Așa se încheie partea aceasta. Și mai multe vom vorbi poate altă dată. Dar, frați și surori, acum trebuie să legăm toate astea de ce urmează să facem noi aici. De ce este posibilă această cină? De ce e posibil oare ca astăzi să luăm în mână o pâine și să o frângem în numele Domnului și să luăm rodul viței și să binecuvântăm în numele Domnului și să spunem că acestea real, real, nu fizic, real, spiritual, real, sunt aici, trupul lui și sângele lui? Răspunsul este simplu. Iisus a mers pe acest drum. El a murit cu adevărat pentru noi. Cu adevărat a venit la noi, cu adevărat s-a identificat cu viața noastră, cu soarta noastră, cu destinul nostru, cu adevărat s-a plecat la condiția noastră, ne lăsându-ne doar cu ochii căscați la un Iisus triumfalist care umblă pe mări și străbate zări într-o parte în alta și trimite îngeri și alungă demoni. Nu! Ci ne oferă și cealaltă perspectivă. Ca noi, îngrozit de ce urmează să vină, apelând la soluțiile care sunt la îndemâna și a pruncilor, rugăciunea, plătind preț, consacrându-se mai mult și poate diferit de noi, privind cu mai multă speranță. Dar asta trebuie să învățăm. Privind cu mai multă speranță spre ceea ce va face Dumnezeu, spre învierea din cazurile și încercările noastre. Domnul să fie lăudat și să fie binecuvântat. Acum, povestea vieții noastre, așa cum e ea și adusă la biserică azi, poate vă aduceți aminte cei care sunteți membri mai vechi, că mai în multe rânduri, mai în trecut, așa ziceam, fraților, cu problemele noastre, lăsați-le acolo la stejarul ăla din curte, era acolo un stejar mare, falnic, lăsați-le acolo și haideți liber de ele aici în adunare și bucurați-vă și lăudați pe Domnul. Doamne, cât am greșit! Am și tăiat stejarul. Cu ele trebuie să venim la Iisus. Dar așa cum sunt ele, și aici, la masa Domnului, este locul potrivit ca drumul nostru să se suprapună cu al Lui. Povestea noastră să își schimbe cursul, inspirată din a Lui. Crucea Lui lângă crucea noastră să însemne învierea noastră în final. Doamne ajută! N-ați vrea cu această perspectivă să mergem la masa Domnului? Un Iisus care a venit la noi să ne ia păcatele și să ne învețe ce să facem, să biruim pe pământ. Care ne-a pus în față o pildă grozavă, grozav de simplă și de frumoasă. O pildă care ne poate schimba viața. El nu ne dă doar lecții, ci El este și acel pedagog care ne învață să învățăm lecțiile. Slăvit să fie numele Lui!